Bună seara, suntem din nou împreună la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Emisiunea din această seară este dedicată dezbaterilor electorale. Iar invitații mei sunt Ionel Muscalu, candidat ALDE, Mihnea Boierescu, candidat PNL, bine ai venit, și domnul Ionel Dinu, candidat PMP la primăria municipiului Giurgiu. Prima întrebare, de fapt, este o rugăminte. Dacă ați dori foarte pe scurt să vă prezentați totuși telespectatorilor, deși dumneavoastră toți trei sunteți personalități, nu, care au marcat politica giurgiuveană a ultimilor ani. Eu zic că sunteți totuși cunoscuți, da. Dar o scurtă prezentare, autoprezentare. Cine începe acasă? Hai să încep tu, Ionel. Da. Mulțumesc. Mă numesc Ionel Muscalu. Am mai fost în emisiunea asta și de obicei era o emisiune de cultură. Astăzi seară însă numele ei pare predestinat, Iluzii, Prejudecăți, Perspective, are legătură cu ceea ce se întâmplă în societatea noastră, cu politica și cu promisiunile electorale, dar și cu ce se va întâmpla după aceea. Am zis că mă numesc Ionel Muscalu, am 42 de ani, candidez la Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, ca și consilier. Am lucrat în administrația publică de 19 ani. Am fost pe rând director al Direcției de Asistență Socială, pe care de altfel am și înființat-o la Primăria Municipiului Giurgiu, director la Direcția Muncii, DMPS SSF, cum se numea atunci, Direcția Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, apoi președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. După aceea am fost administrator public al județului Giurgiu, director general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, după aceea șomer și pe urmă consilier și expert în proiecte europene. Am lucrat aproape un an și după de foarte curând sunt bibliotecar la Biblioteca județului Giurgiu. Mihnea Boierescu. Da, bună seara, Mihnea Boierescu, consilier local din partea PNL. Sunt consilier local 2008-2012 pe Volintin Deal, 2012-2016 consilier județean, iar acum candidez pentru un nou mandat pe lista PNL. Eu nu am nici vechimea politică a colegilor mei, nici experiența lor, așa că prefer eu să rămân al treilea totdeauna. Domnul Ionel Dinu. Mulțumesc, domnul Velicu. Am să mă prezint mai amplu în emisiunea dumneavoastră, încă și candidez la funcția de primar al municipiului Giurgiu. Eu am început munca din copilărie și datorită unei conjuncturi în cadrul familiei, unde familia s-a identificat cu sportul la un moment dat, tatăl meu. Am fost fotbalist la 5 echipe de divizia națională. Am funcționat după ce m-am lăsat de fotbal ca antrenor principal în divizia națională. Pentru prima dată, un tânăr de doar 32 de ani și jumătate era antrenorul principal al echipei de divizia națională. Sunt al treilea portar al secolului 20 care a marcat gol. Am terminat liceul de matematică fizică Dimitrie Cantemir din București. Am terminat o facultate sportivă, IFSU. Și am urmat ulterior Facultatea de Istorie și Filozofie. Am un masterat în administrație publică locală și totodată, paralel, am mai făcut un masterat în relații internaționale și geopolitică. Am fost consilier parlamentar în perioada 2000-2004. În perioada 2004-2008 am fost vicepreședintele Consiliului Județean și din 2012-2016 am activat ca consilier municipal în cadrul Consiliului Local al municipiului Giurgiu. Mă mulțumesc. Observații de la această masă: lipsesc reprezentanții PSD. Dânsii au fost invitați să participe la dezbateri electorale în cadrul TV Giurgiu. Chiar le simți să invita și vrea să vă întreb. Da, n-au participat la nicio emisiune de dezbateri, probabil că nici nu vor participa la nicio emisiune de dezbateri, omisând un lucru important. Dezbaterile reprezintă esența democrației. Dezbaterile bazate pe argumente pro și contra. Reprezentanții PSD participă doar la emisiunile de promovare electorală, acolo unde nu li se pun întrebări. Le vorbesc singuri, probabil. Noi nu le, probabil noi la dialog eu personal nu le simt lipsa în cadrul acestei emisiuni,
dar le simți prezența în teritoriu datorită agresivității pe care o au față de ceilalți candidați din partea celorlalte partide politice. Ați făcut apel la termenul agresivitate. Chiar aș dori ca Mihnea să se refere puțin la o chestiune de agresivitate electorală. Da. Până acum, campania electorală, am avut impresia că se desfășoară într-un mod decent. Iată că deja au început să apară chestiuni mai puțin elegante. Despre ce e vorba? Da, eu am să vă prezint un ziar tipărit, evident, de PSD, care a fost împărțit astăzi inclusiv pe treptele Consiliului Județean și în interiorul Consiliului Județean. Un ziar care, cum să spun, fiind în perioada electorală, ar trebui să conțină tiraj, cine l-a tipărit, unde, din ce conturi s-au plătit acești bani și așa mai departe. Mizeriile care sunt în interior sunt greu de descris. Sunt numit inclusiv Mișu Termopane, deși n-am pus un termopan în viața mea. Toți sunt atacați, și domnul Beianu. Nu e iertat nimeni. Ăsta este modul PSD-ului. Că și domnul Iliescu este atacat. Și domnul Iliescu. Ce, suntem atacați cu toții, luați pe rând fiecare. Deci ăsta este ziarul tipărit de ei. Fac o paranteză cu privire la cei care sunt prezentați pe lista roșie. Și aici m-aș referi cu precădere la domnul Lucian Iliescu. Un monument și un titan al administrației și al politicii giurgiuvene. Bineînțeles că efectele pe care le-a creat dânsul în administrație, cât și în politică, s-au simțit la nivel național. Astăzi, dacă giurgiuvenii merg pe un drum modern de la București, de la Giurgiu către București, în mare parte se datorează lui Lucian Iliescu. Pe de altă parte, gazele, aducțiunea de gaze care a fost adusă în Giurgiu, nu se datorează nimănui în municipiul Giurgiu decât lui Lucian Iliescu. Extinderea de apă și canal în municipiul Giurgiu se identifică cu perioada în care domnul Lucian Iliescu a fost primarul acestui municipiu. Și am rămas consternat pe un post de televiziune național, TVR2, atunci când a avut loc o dezbatere cu candidații la primărie a municipiului Giurgiu, când domnul primar Nicolae Barbu, din respect și din punct de vedere moral, trebuia să scoată în evidență obiectivele care le-a făcut predecesorul său. Nu trebuie să-l dăm la o parte ceea ce au făcut alții, că au făcut în binele orașului și al populației municipiului Giurgiu. Măcar să fim noi în stare, cei care astăzi participăm la funcția de primar a municipiului Giurgiu, să facem măcar jumătate de cât a făcut Lucian Iliescu. Da, aici este vorba și despre o chestiune pe care aș numi-o națională, lipsa de continuitate și în filosofie, și în politică, și în economie, și cam peste tot. În tot. Ionel Muscalu, nu înțeleg de ce mai candidez când deja... Pentru că eu doresc această continuitate. Când s-au pus bazele unei dezvoltări durabile, nu așa cum a susținut domnul primar Nicolae Barbu, totul este ok. Da, ca să continui ce spunea colegul meu, Ionel Dinu, deci cred că, dincolo de faptul că jumate din mandat domnul Barbu a tăiat panglicile lăsate la proiectele terminate de administrația predecesoare, după aceea a trebuit să uite pe diverse pliante încotro să ducem vacanță, așa că au trecut 4 ani și acum vine din nou în fața alegătorilor din municipiul Giurgiu și le povestește despre o dezvoltare durabilă. Dezvoltare durabilă care nu poate avea loc în niciun fel cu primarul Barbu. Pe de altă parte, sigur că m-a întrebat și a spus aici un lucru extraordinar de interesant și de foarte puternic și dur în ceea ce vrește România, deși ai spus-o cu niște cuvinte cât se poate de cuminți. Vorba de continuitate. Eram la Oficiul Mondial de Proprietate Intelectuală de la Geneva și acolo șefa, directoarea de la oficiul din Polonia mi-a spus, voi românii sunteți proști. Și am rămas șocat. Am zis, cum adică? Cum îți permiți să faci așa ceva? Și a spus, știi de când sunt eu aici? La oficiul ăsta? De când? De 20 de ani.
Și de 20 de ani noi, Polonia, facem politică pentru țara noastră, pentru Polonia. Știți unde se află azi Polonia? Voi românii, zice, din 6 în 6 luni schimbați șefii. Când vine unul mai deștept din țăla așa și începe să vorbească, să fie cunoscut, asta, pac, îl schimbați. Acum, sigur că n-ai același lucru de spus despre domnul Barbu, că el n-a demonstrat nimic în ăștia 4 ani, așa că este cert că o schimbare trebuie făcută la primărie și că trebuie venit cu alte programe, cu alte proiecte, cu proiecte concrete, cu proiecte viabile, cu proiecte care să aducă realitatea asta de care este nevoie, pentru că mergem zilnic în campanie electorală prin oraș și eu n-am văzut mizeria asta, pentru că asta este o mizerie. Oricine ar fi făcut-o, tot mizerie se numește. Și vă spun ceva, noi am încercat, Aldea, am încercat până acum să facem o campanie curată, o campanie în care să ne ducem și să stăm de vorbă cu oamenii, ce ni se întâmplă la Singureni. Iese un grup, se pune în fața noastră și spune că pe aici nu treceți, că nu vrem noi. Dar de ce? Cine sunteți dumneavoastră? Suntem oamenii care susținem pe primar. Foarte bine, susțineți-l în continuare, aveți drept de vot, ne trecem înainte, ne ducem și ne facem campania asta. Cu toate astea, sigur că ei fuseseră agitați chiar de către primarul PSD de acolo, care este prietenul nostru al tuturor, sau a fost prietenul nostru al tuturor, noi îl considerăm în continuare prieten. Păi și eu sper ca, numai o clipă mă scuz, da. Ionel, și mi-a dat cuvânt, și eu sper ca și la sfârșitul emisiunii să fim la fel de prieteni cum am fost și la începutul emisiunii, un lucru extrem de important. Nu văd aici un lucru pe care ar trebui să-l vadă toată lumea. Campaniile vin și trec, am mai spus-o și cu altă ocazie. Și acum 4 ani, peste 4 ani alte campanii vor tot trece peste noi. Important este altceva. Important e ca oamenii ăștia, când ajung pe scaunul ăla de primar sau ce este el, fotoliu, jilț, cum au unii, să nu uite cine a pus și de ce au ajuns acolo, pentru că de obicei pare că dă cu praf de uitare pe scaunele astea ale demnitarilor. Cum îl pune acolo, cum uită tot ce a promis. Deci nu mai știe nimic, nici ce a vorbit, nici ce proiect a avut, nici... Aici noi credem că avem proiecte viabile, simple, eficiente, care pot să schimbe și viața și ceea ce privește viața economică și socială și de sport și așa mai departe a municipiului. Mihnea Băierescu. E clar că domnul primar Barbu a dezamăgit, n-a dezamăgit pe toți, a dezamăgit pe giurgiuveni, cred că și-a dezamăgit și propriul partid. Mi se pare inadmisibil ca la o dezbatere electorală cu ea, că 15-20 de zile înainte de alegeri, dânsul să nu vină aici cot la cot cu noi sau să nu-și prezintă, să nu-și trimită un reprezentant să dezbatem proiecte. Este exact ce a zis domnul Muscalu. Lipsa proiectelor este, cum să spun, e clară din atitudinea asta de a ne intra în dialog cu ceilalți, cu partea, să zic, adversă din punct de vedere politic. Fără debate nu poate fi nimic constructiv. Dacă fiecare ar considera că deține adevărul absolut, prezența noastră aici nu și-ar mai avea sensul. Tocmai noi am venit să învățăm unii de la alții, să ne consultăm, să ne, dacă vreți, să ne cântărim proiectele fiecărui partid. Suntem reprezentanții a 3 partide diferite, ne respectăm unii pe alții și sunt sigur că ar trebui să avem mai des astfel de întâlniri. Nu neapărat în fața camerelor de luat vederi, dar la modul public. Paul Valéry chiar spunea, nu mai stridile și neghiobii aderă. În sensul că numai stridile și neghiobii au certitudini, sunt convinși că ei sunt deținătorul adevărului absolut. Da. Da. Sunt fanatici, încearcă să-și impună propriul lor adevăr cu orice preț. Mai era o chestiune acum și domnul Ionel, nu mai puțin eu. Da, vă rog. Vis-a-vis de ceea ce a afirmat colegul meu mai devreme despre acest concept nou care a apărut pe piața giurgiuveană, introdus de către actualul primar, sper să fie și fostul după data de 5 iunie, cu acest concept al dezvoltării durabile. Vreau să vă spun un lucru. Că el nu se identifică în momentul de față cu Giurgiu. Acest concept nu este un concept care derivă din principiile și din planul de elaborare al Uniunii Europene. El este un concept care a apărut mult mai devreme la nivel mondial și se referă la partea de salvarea mediului. Și din altă ordine de idei se mai referă la un lucru, pe o strategie pe care o generație o face o strategie și o dezvoltare numai pentru ea, dar fără a afecta generațiile care urmează. Am rămas și eu puțin terifiat la ceea ce am citit pe bannerele și pe afișele domnului Barbu cu acest plan
probabil că în sertarele dânsului de la primărie, acolo se află o broșură de vreo 160 de pagini, da, la care au lucrat mai mulți specialiști din România și din străinătate. De la noi, din Giurgiu, a lucrat Constantin Stoienescu. Este vorba despre strategia dezvoltării durabile. Și la care am lucrat și eu, vă spun. Și la care s-a lucrat mai demult. Eu vă bag pe internet acum și vedeți. Niciun fel de problemă nu este. 2002. Nu, acei oameni... ori a fost induși în eroare sau a trebuit să pună un plan diabolic al unui om care este pe ultima sută de metri. Și vreau să vă spun o chestie. Mi se pare că sunt ultimele zvâniri de decădere ale domnului Barbu. Pur și simplu sunt, nu știu cum să vă spun, starea mea de spirit nu mai funcționează normal când văd aceste aberații. Dânsul trebuie să fie foarte atent ce s-a întâmplat din perioada 2012 până astăzi în municipiul Giurgiu. Îmi pare rău să vă spun că sunteți om de cultură, sunteți om care ați stat în băncile unei școli și ați învățat filozofia și identificați conceptele după care oamenii astăzi evoluează. Domnul Velicu, municipiul Giurgiu este pe ultimul loc la nivelul de dezvoltare, la nivel de trai și indicele de dezvoltare pe cap de locuitor. Este o tragedie ce se întâmplă în municipiul Giurgiu. Dumneavoastră știți de planul diabolic pe care l-au PSD-iștii în momentul de față pentru a distruge instituțiile din municipiul Giurgiu. Pe acel plan diabolic de regionalizare al lui Liviu Dragnea, fiindcă el vrea să mute instituțiile importante din municipiul Giurgiu. Și vreau să fac o paranteză vis-a-vis de locurile de muncă din municipiul Giurgiu, că sunt doar 13.500 de oameni care astăzi muncesc, dar majoritatea dintre ei sunt bugetari și cu mutarea instituțiilor de către acest Liviu Dragnea, Bădălău și Barbu, care stau ca diocei în fața lui Liviu Dragnea și nu spun un cuvânt și nu încearcă să-l contrazică cu acest plan al lui diabolic de a muta instituțiile din Giurgiu. Eu vă întreb pe dumneavoastră, câți oameni își vor pierde locurile de muncă? 75% din cei care astăzi lucrează în municipiul Giurgiu pe acea mutare a instituțiilor din județul nostru, fie în județul Telorman, fie în județul Prahova, așa cum s-a mai mutat și direcția de finanțe și ANIF-ul de la Giurgiu, noi nu că vom pierde numai bani, că am pierdut 35% din taxele și impozitele care ne reveneau municipiului Giurgiu. Vom pierde și loc, oamenii își vor pierde locurile de muncă. Și o să asistăm la, în continuare, la un oraș fără direcție, un oraș sumbru, un oraș cu oameni deprimați, un oraș care se va depopula în viitor fără precedent. Deci o să pierdem tot tineretul din municipiul și județul Giurgiu pe acest plan diabolic care se pregătește. Și mai vreau să, că toți suntem la aceste planuri diabolice, vreau să-l atenționez, să atenționez poliția locală că există încă un plan diabolic, dacă domnul Barbu va mai ieși primarul municipiului Giurgiu, pentru destructurarea poliției locale a municipiului Giurgiu. Vă mulțumesc! Eu vreau să spun ceva înainte de a pune următoarea întrebare, pentru că rămăsese o chestiune de continuitate. Să știi că vreau să vorbesc aici la modul cel mai realist și cel mai direct și sincer cu concetățenii și cu cei care ne privesc. Toate partidele au pus de data asta oameni buni, zic eu, în listele electorale. Mai mult sau mai puțin au, eu știu, ocupat toată lista aceea, dar ca la fiecare alegere o să fie, unii votează cu ALDE, unii votează cu domnul Ionel Dinu, unii votează cu PNL-ul, unii vor vota cu PSD-ul. Evident. Și cred că totuși este extrem de important ca oamenii să uite și pe liste, să vadă cine sunt consilierii locali pe care îi votează. Cine sunt cei pe care îi mandatează să îi reprezinte în Consiliul Local, în Consiliul Județean, pentru că alături de primarul pe care îl vor alege ei, trebuie să fie o echipă care să știe ori să-i facă față dacă este unul care nu merită să fie primar, ori să încerce să dezvolte în continuare acest oraș care a rămas într-adevăr la acest stadiu de nedezvoltare și cam prin
dintre ultimele locuri pe țară în toate, în toate zonele, domeniile, de la învățământ, exact, cultură, educație, sănătate. Corect. Aici n-ai un spital în firea lui, n-ai o școală în firea ei, n-ai nimic în firea lui, n-ai un loc de muncă, am făcut naveta la București, am rămas șomer, a trebuit să merg din nou să lucrez la București sau la Oltenița, la Călăraș, am fost în Prahova, la Tulcea, am alergat anul trecut cu mașina Zepoceam, pentru că efectiv nu poți să găsești un loc de muncă. Știu ce înseamnă asta și cred că pentru că am avut și cealaltă experiență de creator de locuri de muncă la NeoFM, sunt hotărât ca atunci când o să fim în echipa asta nouă cu cei care vom fi acolo de la toate partidele, să luăm niște decizii care să schimbe radical ceea ce privește politica administrației publice locale. Domnul Dinu are dreptate referitor la această destructurare a instituțiilor publice și noi trebuie să luptăm cu toate forțele noastre locale. Corect. Pentru ca aceasta să nu se mai întâmple, pentru că așa au dispărut poșta de la Giurgiu la un moment dat, așa a dispărut și alte instituții și ne trezim la un moment dat că noi Giurgiu, de fapt, nici nu mai putem să ne numim județ, că nu o să mai avem ce avea aici ca instituții, pentru că ele se regionalizează. Este o politică, sigur, europeană, dar dincolo de asta, însă, noi trebuie din politica europeană să luăm ce ne interesează și ce se pulează pe România, pe starea noastră de aici, pentru că european ar trebui să luăm proiectele, să luăm proiectele transfrontaliere. Avem o legătură excelentă cu bulgarii. În municipiul Giurgiu s-au făcut mai puține proiecte decât s-au făcut la Gostinu, sau decât s-au făcut la Malu, sau decât s-au făcut sau la Prund. Este periculos ca un municipiu să nu fie în stare să atragă fonduri europene în aceeași măsură în care au făcut-o niște comune. Poate că telespectatorii noștri se întreabă de ce discutăm critic în acest moment la adresa realităților prezente, dar fără nu putem discuta altfel. Fără identifica. Sunt lucruri care s-au întâmplat. Da, numai altceva vreau să spun. Fără a identifica fetele negre din trecut, fără a identifica petele negre din prezent, nu se poate progresa fără discuție. Aici, aceasta este rațiunea pentru care au loc aceste discuții în acest moment. Mihnea Boierescu. Da, aș vrea să fac o completare la ce au spus antevorbitorii mei. Ideea este următoarea. Ce se întâmplă în momentul ăsta în Giurgiu, se întâmplă și în municipiu. Și în județ. Și în județ situația este mult mai dramatică. Aici cât de cât mai găsești ceva locuri de muncă, dar cum ai depășit nivelul municipiului, oamenii efectiv nu mai au unde să lucreze. Vă pot prezenta o statistică, numai 11,7% din oamenii apți de muncă primesc leafă la sfârșitul zilei. Avem cel mai mic PIB pe cap de locuitor din țară. Avem cel mai mic PIB la nivel de municipiu. Avem cel mai prost sistem sanitar. Lipsește un centru de învățământ superior, un centru universitar. Ce să vă mai spun? Avem cel mai mic număr de angajați la nivel de județ. Avem 32.000 de angajați, cel mai mic față de oricare județ din țară. Dintre 100.000 de locuitori. Da, dintre 100.000 de locuitori. Avem cele mai puține investiții externe. Producem și scoatem în exterior județului cea mai mică cantitate de produse posibil. Stăm dramatic la toate capitolele și ideea pentru care ne aflăm aici este să găsim soluții, nu neapărat să identificăm pe teren din trecut, dar să găsim soluții să trecem peste acest impas. Asta e ce am vrut să completez. Deci trecem la proiectele fiecare. Îmi pare rău să vă spun, în primul rând trebuie să existe o solidaritate între toți oamenii politici din Giurgiu pentru salvarea atât a municipiului cât și a județului. Colegul meu mai devreme de platou spunea despre PIB. Și cu siguranță așa este. Pe mutarea acestor două instituții ale ANIF-ului și ANIF-ul și Direcția de Finanțe din Giurgiu, datorită faptului că societățile mijlocii acum nu mai își depun bilanțurile la Direcția de Finanțe Giurgiu și își depun la Prahova, evident că și taxele și impozitele sunt încasate de Prahova. Iar PIB-ul, cât și bugetul județului Giurgiu a scăzut cu 35%. Lucru care a afectat atât Consiliul Județean al nostru, cât și celelalte consilii locale. Fie municipiu, cele două orașe, Mihăilești și Bolintin, și cele 51 de comuni. Fiindcă fiecare, la rândul lui, beneficia
de 25% din taxe și impozite colectate la nivel de județul Giurgiu. Atât timp cât procentul a scăzut cu 35% și cota către Consiliul Județean și celelalte consilii locale a scăzut și ea cu 35%. Atunci, oameni buni, de unde mai vrem dezvoltarea atât a municipiului și a județului Giurgiu? Dacă noi suntem călcați în picioare de către centru, de către acest PSD care este condamnat la 2 ani pușcărie cu suspendare. Da, aceea stau lucrurile. Deci, doamne, cer scuze, n-aș vrea să discut despre un om la modul ăsta. Aș vrea chiar să folosesc eufemism pentru dânsul, dar n-am cum. Trebuie să fiu destul de agresiv. De ce? Pentru a salva municipiul și județul Giurgiu. În detrimentul altor județe. Noi, oameni politici, asta trebuie să ne batem vis-a-vis de ce a spus și colegul meu Ionel Muscalo de platou, fiindcă toți trebuie să luptăm și să ne punem în calea distrugerii atât a municipiului cât și a județului Giurgiu de către PSD-știi la nivel național. Și vă mai spun un lucru, domnul Veli. De ce nu vin investitorii străini în Giurgiu? Păi n-au cum să vină. Investitorii străini se duc acolo unde sunt oameni serioși, unde conduc județele. Dumneavoastră nu vedeți că în dezvoltarea pe fondul oamenilor veniți din exterior nu se fac în județele unde sunt conduse de PSD și se duc numai acolo unde sunt conduse de dreapta? De ce nu ne punem întrebare? Și identificăm un lucru la nivel național cu scuzele de rigoare. Pe unde a trecut PSD-ul, sărăcia e la ea acasă. Ca și în Giurgiu. Important este ca toate partidele de dreapta, acum la alegerile locale, să dăm mâna și să scoatem balaurul din municipiu și din județul Giurgiu. Mi-aminteam acum, îmi cer scuze de, mă rog, de William Faulkner, are o trilogie celebră, Cătunul, Orașul, Casa cu Coloane, și acolo mai multe personaje, personalități ale orașului, nu erau oameni politici, dar mai multe personalități, își pun mintea la contribuție și încep o luptă pe viață și pe moarte împotriva lui Flem Snops, care începuse să distrugă orașul. Așa că mi-am venit în minte acest Flem Snops. Na, nu e nicio legătură între domnul Nicolae Barbu și Flem Snops. Și Nicolae Bădălu și Liviu Dragnea, adică întru totul PSD-ul. Acțiunile PSD-ului nu sunt în favoarea oamenilor și sunt în detrimentul lor, să știți. Eu aș mai face încă o remarcă, poate ați dori să discutați pe seama acestui fapt. Domnul Nicolae Barba a vorbit despre contractul cu cetățenii și că l-a respectat în tocmai acest contract cu cetățenii. Contractul cu cetățenii fiind o concretizare a viziunii domniei sale, exact. Dar fără să mai țină cont de ceea ce se petrece în oraș, fără să mai țină cont de cum a evoluat lucrurile. Esteți om de cultură. Mai puțin, mă scuzați numai o clipă. Domnul Nicolae Barbu s-a erijat într-un fel, într-un avangardist, cum era PCR, un partid de avangardă, care știa totul, noi nu știam nimic, care avea în mână viața și moartea indivizilor. La fel și domnul Nicolae Barbu s-a dovedit a fi nu un primar-manager, nu tautologie primar-manager, în condițiile că însușirea de a fi manager cuprins în intenționarea termenului de primar, nu? Da. Și un alt tip de primar, mă rog, de avangardă în sensul comunist al alternativ. În condițiile în care închei un contract cu cetățenii și urmărești respectarea lui strict, înseamnă că tu nu mai lași nicio portiță deschisă pentru societatea civilă, pentru ONG-uri, iar fără conlucrarea cu ONG-urile și cu societatea civilă, mare lucru în Giurgiu, cred că nu se poate face. Da, membrii Partidului Comunist le știau pe acest toate contract și ținau adevărul cu absolut. Cetățenii s-a transformat. Dădeau direcția și noi nu mai avem niciun rol. Acest contract cu cetățenii, chipurile, așa zis, la figurativ, cum l-a făcut domnul Barbu și l-a promis cetățenilor, se pare că l-a transformat dânsul, nu cetățenii, ca pe un contract din timpul evului mediului între suzeran și vasal. Vasalul muncea pentru suzeran, iar suzeranul se făcea că îl protejează. Bun, iar cu mine, domnul Barbu, nu am chiar niciun contract și sunt cetățenă. Sunt sigur că nici cu alții. Nu, ca niște glumele, domnul Barbu. Însă ne trimite, e adevărat, acum și ziare și tot felul de scrisori acasă în care ne spune câte a făcut pentru noi. Eu știu că pentru noi n-a făcut nimic, că acum s-a apucat de peticiri niște străzi, că acum, după ce ne-am rupt mașinile 4 ani pe toate străzile, că acum a început să umble pe stradă și nu peste toți
este bine primit, că oamenii cu care mă întâlnesc eu zilnic pe stradă îmi spun că trebuie schimbat domnul Barbu și că trebuie să vină cineva care să-și respecte promisiunile, ceea ce înseamnă că ei n-au simțit acest contract cu ei ca persoane, cu ei ca indivizi, că ar fi avut vreo chestie benefică pentru persoane și pentru Giurgiu. Sigur că rămân principale probleme ale orașului nostru locurile de muncă, infrastructura. Păi chiar aș dori dincolo, în continuare să ne referim la proiectele pe care le aveți deja creionate. Iar dincolo de bariere nu mai există oraș, ci este o comună care poartă numele de Giurgiu și care are condiții mai proaste decât comunele din județul Giurgiu de Trai. Pentru oamenii care plătesc taxe și impozite și care n-au nici măcar drum până acolo, care n-au apă, care n-au canal, care n-au gaze și care totuși plătesc taxe către primăria municipiului Giurgiu. Și când spun dincolo de bariere, înseamnă și la Giurgiu Nord, înseamnă și în Ramadan, înseamnă și pe Videle și pe Ulicioara Videle și pe Prunaru și pe toate celelalte. Sunt foarte multe, deci jumătate de oraș aproape este dincolo de urbanizare, este dincolo de orice elementară și firească până la urmă urmă de ceea ce înseamnă oraș, de ceea ce înseamnă municipiu. Și noi trecem pe acolo în fiecare zi. Nu numai că îi auzim pe oameni cum înjură, că asta e, trebuie să înjure și pe cineva, trebuie să descarce după 26-27 de ani de promisiuni, sau că am săturat să mai vină cineva să le spună noi vom face. Pentru că ei nu mai cred. Nu mai cred. Spun, domnule, de 26 de ani ascultând în 4 ani același lucru. Da, bine, tocmai de-aia le spunem și colegilor, băi, noi trebuie să vorbim cu oamenii cu care am vorbit și ieri și alaltăieri și acum un an și acum 2 ani. Și atunci când nu eram nimic și atunci când ne întâlneam tot așa cu ei și ne spuneau, uite, asta e o problemă și noi încercam să o rezolvăm sau nu. Ca să zic așa, eu n-am fost consilier local, el este consilier local, Ionel Dinu, și știe mai bine decât mine unele dintre problemele pe care în consiliu local le-au dezbătut și care au avut o anumită finalitate. Și acum pe stradă mă întreba cineva, de ce n-au votat, domne, PNL-ul parcările din Tineretului? Și i-am explicat de ce, pentru că una la mână, acele acte nu erau legale. Ori respectăm legalitatea, ori nu. Pe de altă parte, erau suspecte că ar fi făcute cumva cu direcție către o anumită firmă, ceea ce nu e dedicație, sigur. Din Constanța am înțeles ceva de genul ăsta. Deci majoritatea asta, cred că Ionel Constanța Otușani este o firmă de apartament, Ionel, cu un singur angajat putea să ocupe și de proiect. Firma asta din Constanța a avut de-a face și cu sediul PNCCD. V-a luat și sediul PNCCD? Nu, în martie, nu mai țin minte în ce lună, am primit o adresă să părăsim sediul noi PNCCD-ul, fiindcă va fi reabilitat sediul. A venit o firmă Palas, parcă Palas RL, a vopsit pe acolo, a văruit, am cerut factura de la primărie, a costat primăria, deci pe giurgiuveni a costat 444 de milioane un văruit. Te gândește de cât costă să dai cu apă de țânțar? Cu apă de țânțar pe deasupra orașului? Asta nu e nicio problemă. După o lună și ceva, o nouă adresă, sediul trebuie reabilitat, fiindcă este părăsit. Deci noi eram în continuare acolo. După ce fusese văruit. Și apare o firmă din Constanța, BBI, sau nu știu cum naiba se numește, apare o firmă, vine un tip, face niște poze pe acolo, pleacă, mi se prezintă și factura, am făcut din nou adresă la primărie. Dar nu cumva vă luat banii pe reabilitarea sau din aici? 600 de mii, 6 miliarde și ceva, în condițiile în care valoarea imobilului de acolo este 245 de mii de roni, iar reabilitarea în continuare va costa 600 și ceva de mii. Și atunci explicația asta este cea mai bună referitor la faptul că oamenii ăștia n-au vrut să dea girul unei ilegalități. Clar. Spuneți-mi și mie, eu n-am înțeles cifrele. 440 de mii de roni? Nu, 44 de mii de roni. 440 de milioane vechi. A, 400, deci am zis bine, 10 mii de euro. În timp ce o gălată de vin arom 10 euro, 10 găle să fac 100. Să ne depărtăm de această realitate, nu, și să fim optimiști. Suntem optimiști cu toții, dar... Da. Dacă n-am fi optimiști, n-am participat în alegeri. Și v-aș ruga să vă referiți la proiectele pe care partidele noastre le au, pe care vor să le pună pe tapet. Mihnea Boierescu, tu candidezi la Consiliul Județean, dar bănuiesc că știi câte ceva și despre...
Vă referiți la municipiu? Da. Dacă știu ceva de municipiu, nu, eu mai curând pot să vorbesc la nivel de județ, pentru că eu provin din nordul județului și reprezint comunele din nord. Din păcate, se pare că o să fim puțin consilieri pe latura nordică, deci sarcina mea o să fie cu atât mai mare. Eu sunt în momentul ăsta președintele Comisiei de Urbanism și de Investiții. Probabil nu voi mai fi în mandatul viitor, este extrem de probabil, dar sper să rămân în acea comisie. Avem foarte multe proiecte, însă părerea mea, că știți cum e, municipiul dă trendul. Mai important este să se vorbească de proiectele de aici. Din păcate, noi, eu sunt partenerul de dialog pentru proiectele municipiului. Ar fi trebuit să invitați pe unul din candidații noștri pentru funcția de consilier municipal. Avem foarte bun 10-15 candidați care sunt în zona eligibilă și ei ar fi în măsură să vă spun în detaliu. Nu-mi place să vorbesc de ceea ce nu știu. Însă aș vrea să fac o completare la ce a spus domnul Dinu mai devreme. Nu cred că putem spera la dezvoltare, atât timp cât eu vă dau o statistică. Avem cel mai mic număr de angajați în cercetare, județul nostru, față de orice alt județ din țară. Și cercetarea, practic, îți dă trendul, îți dă ideea, îți dă impulsul, îți dă calea spre a grada ceva. Ori dacă noi puțin ne interesează domeniul ăsta, e clar că perspectivele nu sunt tocmai bune. Acum, în privința, nu mai știu care din colegi a spus, într-adevăr, trebuie să observăm o statistică clară. Au fost și o imagine, o poză a țării împărțită pe județe. Și era un lucru cert, județele care erau în arcul carpatic erau județe de dreapta. Județele de dreapta sunt județele dezvoltate economic. Județele de stânga erau în câmpia Munteniei și în Moldova și știm cu toții cam ce se întâmplă aici. Ce standard de viață avem, ce speranță de viață avem, ce număr ridicat de șomeri avem și așa mai departe. Și ne cunoaștem viața de zi cu zi. Și pot să vă mai dau încă un exemplu, dar la nivel, până acum am vorbit, să zic, la nivel macro, vorbind de toată țara, acum pot să vă zic la nivel micro. Trebuie să observați că județele din nord, deci nu vorbesc acum de partid, vorbesc doar de curent de doctrină, comunele din nordul județului sunt comune de dreapta, comunele din sudul județului sunt comune de stânga, asta ca să facem o medie. Nu vorbesc acum ce partid anume. Județele din nord sunt cele dezvoltate economic, în care rata șomajului este foarte mic, în care nu există casă unde să nu miroși aerul proaspăt de clădire nouă, de zid nou, de gard nou, de acoperiș nou și așa mai departe, în timp ce în județele, în comunele din sud, dacă te duci, ultimul gard e făcut acum 20 de ani, dacă are un gard cât de cât să-l țină vântul, e mare fericire, dacă are o cârciumă în mijlocul satului, deja se numește dezvoltare. Deci asta e un lucru din care exemplul e cel mai bun, dincolo de cuvinte. Sau să vă spun apropo de gluma, cu eu cu ghilimele, că municipiul Giurgiu este de fapt o comună, pot să vă zic, să vă dau un exemplu, comuna Bolintin, dar care este o comună de dreapta, comuna de dreapta ar trebui să fie municipiul județului Giurgiu, reședința de județ. Acolo toate străzile sunt asfaltate sau urmează să termine asfaltarea acum în 2-3 luni, pe toate străzile e apă curentă, pe toate străzile avem gaz, băncuță la fiecare poartă, podețe, zone de drenare, acum se termină canalizarea, avem stâlpi de iluminat noi. Cred că ar trebui domnul Barbu să ia exemplu de acolo. Pentru că e clar că i-a dezamăgit pe toți, nu pe mine, pentru că eu nu cunosc problemele, dar în momentul în care auzi dintr-o sută de surse numai oameni nemulțumiți, e clar că există o problemă. Da, eu nu-l cunosc pe domnul Barbu, nu l-am văzut în viața mea față în față, l-am văzut la televizor. Dar am văzut acea sută de oameni, fiecare își manifesta nemulțumirea în alt fel, în măsura posibilităților. Unii la televiziune, alții în ziare, unii pur și simplu în Facebook, care este un puternic mijloc de comunicare. E clar că domnul Barbu are o problemă. A venit pe un anumit trend, primăvara din Giurgiu, să zic așa, și i-a dezamăgit pe toți. Cred că ar fi momentul să se retragă cu demnitate. Părerea mea că nici n-ar trebui să mai candideze la alegeri. Asta este sfatul meu. Se știe că oricum o să piardă. Prezența lui acolo justifică să tragă după dânsul cât mai mulți candidați municipali. Acum, consilier municipal din partea PSD-ului. Știți, tot timpul a fost, sau până în ultimile 3-4 luni, a fost un semn de întrebare dacă domnul Bădălău, care este șeful dânsului din toate punctele de vedere, o să-l pună candidat la primărie. Uite că l-a pus. Părerea mea că a greșit. Mai bine ar fi pus un om tânăr și poate PSD-ul ar fi avut o șansă.
Sau oamenii ar mai fi acordat o șansă. De Facebook, da. Ignea Boierescu, știu că ai fost acuzat, nu? Da, în legătură cu Facebook, despre ce vorba? Da, ideea este următoarea. Până acum 6 luni de zile, PSD-ul finanța o pleiadă de site-uri, din care 2 sau 3 emitau chiar din sediul PSD-ului și trăgeau un adversarii politici, cum spun, când tragi pe adevăr e bine, asta e ceva constructiv, dar în momentul în care denigrezi, cum e Fițuica care v-am prezentat-o mai devreme, mai bine nici nu mai cataloghez. Și atunci Facebook-ul a venit ca o alternativă de comunicare în care oamenii pot să afle informații în timp real și pot să-și exprime punctul de vedere, iar asta costul practic este zero. Facebook-ul e o rețea, nu trebuie să o financeze cineva. E adevărat că eu am creat, dacă vreți, o rețea zonală, adică am creat câte un grup de Facebook pe fiecare comună, este numit numele comunei liniuță generația Facebook. Am introdus acolo toți membrii comunității respective, că am identificat profile de Facebook după IP sau pur și simplu și setaseră posesorii domiciliu comuna respectivă și acolo le-am dat posibilitatea să interacționeze, să-și strige nemulțumirile, să propună proiecte, să-și împingă consilierii de la spate, să ceară informații primarilor și așa mai departe. Și acum acuzația în ce a constat. Facebook-ul, deși toți avem senzația că ne pricepem, eu personal până acum 6 luni habar n-aveam ce înseamnă asta și nici nu știam să postez, să distribui, să dau like, unde se nu știam absolut nimic. E, la fel ca mine, sunt și oamenii care nu-i suficient să intri, să dai de scroll și să vezi ce s-a postat în ultimile 10 zile. Dacă vrei să interacționezi în mod real, știi, poți să postezi acolo, poți să postezi în privat, poți să atragi oameni în discuție, poți să deschizi chat-ul. Deci e un întreg univers Facebook-ul. Și atunci ce am făcut? Am creat, dacă vreți, în cadrul partidului o mică grupă de oameni care aveau datoria fiecare în comuna din care provenea să le explice celorlalți cum pot să folosească această armă, acest mijloc de comunicare numit Facebook-ul. E adevărat că într-una din comune, unul din băieții de pe plan local care avea sub 18 ani și el interacționa cu noi. Dar încă o dată, Facebook-ul se adresează și copiilor de 10-12 ani. Ei sunt viitorii oameni ai comunei respective. Nu e normal să le blocheze accesul. Părerea mea că este imoral să aduci în discuție faptul că un băiat care avea 17 ani posta acolo. Pe mine m-au acuzat că eu coordonez o rețea de minori. Este o minciună, este o găinărie, nici nu știu cum să-i spun. Haideți să trecem mai departe, tot la proiecte, la capitolul proiecte, domnul Ionel Dină. Domnul, în calitatea mea de candidat la funcția de primar, evident că am un plan care, în urma votului, dacă eu voi fi alesul și preferatul electoratului din Giurgiu, îl voi pune în aplicare. Dacă nu, voi fi alături de cel care va fi primar și încerc în cadrul Consiliului Local să pun în practică și ceva din programul meu electoral. În primul rând, pentru giurgiuveni, aș vrea să le fac și să le construiesc spitalul propriu, un spital municipal. Dar un spital care se identifică cu multe alte spitale la nivel european. Fiindcă putem avea această posibilitate până atragerea de fonduri europene și printr-o colaborare cu Crucea Roșie. Fiindcă dacă stăm bine și ne gândim, acei oameni care au suferit arsuri în urma incidentului de la colectiv, au fost duși în spitale din străinătate, spitale construite prin Crucea Roșie. Și putem face și noi la nivel de municipiu Giurgiu. Lăsând la o parte lucrurile necesare, curente, pe care le trebuie să le facem pentru oameni. Infrastructura, fie ea rutieră, fie apa și canalul, sunt lucruri care, dom'le, astăzi n-ar trebui să mai discutăm despre aceste cerințe și să le avem ca priorități în programul nostru electoral. Nu. Ele ar trebui să meargă de la sine. Noi ar trebui să facem mult mai multe lucruri mărețe, atât în beneficiul orașului, pentru a-l dezvolta și a-i da o înfățișare arhitecturială ca și a unui oraș din Uniunea Europeană. Și din altă ordine de idei, să găsim posibilitatea ca cetățenii noștri să trăiască într-un mod civilizat și să-și câștige pâinea nu pentru a doua zi, să aibă
siguranța că cu banii care îi câștigă în urma locurilor de muncă pe care noi, oamenii politici, ar trebui să le facem, să aibă siguranță atât el ca individ, cât și familia din care face parte. În al doilea rând, aș vrea să dezvolt învățământul din județul Giurgiu, că este foarte important. Pentru că eu, în momentul de față, identific că municipiul nostru, cât și județul, a început să dispară acea inteligență socială. Evident că inteligența socială este cea care creează elita dintr-un municipiu sau un județ. Iar din această elită, evident că putem să ne alegem ierarhia județului și a orașului nostru. Oameni care, așa cum spunea marele filosof Aristotel, nu trebuie să lași pe oricine să conducă o țară, o instituție sau un oraș. Trebuie să conducă oameni care sunt educați, învățați. Nu pe oricine. Din alte ordine de idei, pe această zonă a educației și a învățământului, aș vrea să îmbunătățesc infrastructura școlară. Să dotez instituțiile de învățământ din toate nivelurile. Aș vrea să structurez sistemul educațional și de pregătire profesională în conformitate cu cerințele pieței muncii. Aș vrea să adaptez programele de învățământ și restructurarea sistemului de învățământ și de formare profesională în conformitate cu aceste piețe ale muncii. Ar trebui să identificăm partenerii cu care școala trebuie să colaboreze. Și aici mă refer la societățile comerciale sau întreprinderile din municipiul Giurgiu. Fiindcă noi trebuie să creăm o nouă forță de muncă din rândul tineretului, evident că în instituțiile școlare din municipiul Giurgiu. Și să dăm posibilitatea tinerilor să nu mai părăsească municipiul. Să ducă peste alte mări și țări, în alte locuri. Părerea mea că ar trebui să fim mult mai pragmatici, oamenii politici, să nu mai venim cu totdeauna să apelăm la ficțiuni și să creăm iluzii oamenilor din municipiul Giurgiu. Am vrut să fiu modest, Adinaure, atunci când l-am invocat pe domnul Iliescu, că a fost creatorul, unul din creatorii din municipiul, județul nostru, care a dat posibilitatea și dă posibilitatea giurgiuvenilor să meargă pe un drum rapid, așa cum se spune astăzi, E70, drumul european. Cu gazele, cu apa și canalul. În aceeași perioadă, eu aveam calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean. Dar am vrut să fiu modest, să ascund acest lucru. Nu am vrut să fac titlul de glorie. Ultima semnătură pe construcția drumului rapid Giurgiu București este a mea, în calitatea mea, care am avut-o de vicepreședinte Consiliului Județean. Am înființat în perioada mea, s-a înființat acest ADI care astăzi, avem acest ADI care astăzi, apă și canal, care este în valoare de 105 milioane. El s-a creat în perioada mea, cu domnul Lucie Iliescu, cu domnul Boiangiu, că era în vremea aia președintele Consiliului Județean, și a fost format din șase localități, 5 localități și o instituție. Consiliul Județean, municipiul Giurgiu, orașul Bolintin, orașul Mihăilești, orașul Bolintindeal și Slobozia. Și astăzi noi beneficiem, datorită acestui concept al Uniunii Europene, de o sumă de 105 milioane de euro. Știți ce a făcut domnul Barbu, actualul primar al municipiului Giurgiu? A dat în judecată ADI-ul. Știți că noi în momentul de față avem această sumă uriașă de bani, 105 milioane, care ține de dezvoltare atât a municipiului, cât și a județului, sunt blocate. 102 milioane. 102, dar 102 are și milioane 100, de euro. De euro, da, 102 de milioane de euro. Știți ce înseamnă asta pentru PIB-ul municipiului Giurgiu? Enorm!
enorm. Iar noi peste câțiva ani, datorită investițiilor, nivelul de trai era ridicat. Îmi cer scuze că vă întrerup, mai sunt 6 minute. Ionel Muscalu. Dacă mi le dai pe toate, acum la câte au vorbit fiecare, băi, pe mine mai lăsați să nu vorbesc. Domnul Dinu vorbește de două ori mai mult decât noi de la un loc. Deci a fost modest asta, să știți. Eu nu să fiu modest, pentru că sunt aici ca și consilier, ca și candidat la Consiliul Local din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților. Avem candidat la primăria municipiului Giurgiu pe domnul Alexandru Vladu. Avem o echipă care a făcut un proiect pentru Giurgiu și care s-a consultat la nivelul partidului și cu conducerea de la București, cu domnul Tăricianu. Primul și cel mai important proiect pentru Giurgiu este Giurgiu ca port pentru București, port de mărfuri pentru București, pentru că Giurgiu este un oraș mic, n-ar putea să consume foarte mult, dar dacă se întâmplă lucrul acesta și pe șoseaua rapidă deja existentă s-ar duce către București toate mărfurile care vin în port, ar crește pe de o parte importanța orașului, pe de altă parte ar veni alte firme aici și ar crea locuri de muncă, plus că este vorba de un port trimodal în care trebuie reabilitată calea ferată, podul acela nenorocit care a căzut în urmă cu aproape 10 ani, sunt 8 ani de când a căzut și nu l-a ridicat nimeni la loc și sunt lucruri pe care trebuie să le facem, care ne depășesc în principiu, dar suntem extrem de ambițioși și credem că se poate face. Asta e cel mai important proiect pe care l-avem, dar urmează Giurgiu port turistic pentru embarcațiuni ușoare, pentru bucureșteni, pentru cei care până acum le țineau pe lacul Znagov și care s-a cam umplut, pentru că acolo fiecare proprietar și-a luat și aici se poate face dezvoltarea agrementului cu embarcațiuni, desigur croaziere de scurtă durată, dar extrem de frumoase și normale pe malul Dunării. La noi la Giurgiu nu mai există niciun vaporaș. Finalizarea lucrărilor deja începute, asta intră în fișa postului oricărui primar, dar este firesc să le finalizezi și să continui în ceea ce privește infrastructura, apă, canal, gaz, asfaltări, nu peticiri de străzi, că tot am vorbit despre gaz. Gazul a venit aici în perioada guvernului Tăricianu, perioada liberală, e adevărat, prim-ministru Tăricianu, președintele ALDE de astăzi. Vrem să realizăm un itinerar turistic pentru că Giurgiu are această posibilitate și totuși, deși istoria țipă, ca să zic așa, în Giurgiu, oamenii trec nepăsători pe lângă ea. Oamenii care vin în croaziere se leagă vaporul în port, se urcă în autocarele Carpaten și pleacă la București. București, vizitează acolo ce au de vizitat. Se poate face într-o oră, o oră și jumătate un itinerar turistic prin Giurgiu. Foarte, foarte simplu și foarte bun. Cetatea e aici, podul Bizeții este aici, Catedrala Sfântul Nicolae este acolo. Dincolo avem biserica unde Tătărescu a pictat-o, la Biserica Bunavestire, turnul din centru, Catedrala Episcopală, strada Gării și desigur gara care de asemenea este monument și e și prima gară din România. Avem ca și punct salvarea de la faliment a ADPP-ului și Atracumului, pentru că știm cu toții ce probleme serioase sunt în administrația locală și cum au fost tratate cu un jomanfișism extraordinar. L-a durut în cot pe domnul Barbu despre asta. Casa Tineretului, amenajare în centru pentru tineret, sală de cinema, pentru că este nevoie absolută în Giurgiu ăsta să mai poți să și ieși undeva după ora 5-6 când vine cineva în vizită, că noi deja n-am obișnuit Giurgiu venind, n-am avem unde ieși decât un parc unde ne mănâncă țânțarii, copiii și așa mai departe. Acum și ciobolani. Anveloparea de blocuri, construcții de locuințe în continuare, sociale, ANL-uri și aici apare o noutate pe care domnul Vladu și partidul nostru a pus-o în proiect, locuințe pentru specialiști, mai ales pentru cei de la Spitalul Județean care nu vin aici pentru că n-au unde să stea. Lăsăm și pe Mihnea care vine cel mai departe. Dar Mihnea a vorbit primul, el a spus și proiectare. Mai e vorba de înființarea unui cimitir pentru că știți, domnul Barbu și a spus că nu mai sunt locuri de veci în Giurgiu să se adreseze cetățenii la episcopie. Locuri. Noi vrem să continue totuși să se facă lucrul ăsta și să extindă cele extinde pentru că mai există loc. Am fost cu domnul Vladu și am văzut lucrul ăsta. Ne interesează atragerea de fonduri transfrontaliere pentru că e firesc și normal lucrul ăsta. O să mă opresc ca să nu... avem aici siguranța totuși cetățenilor pentru că în fiecare săptămână moare cât un copil pe trecerea de pietoni în Giurgiu.
George, o problemă reală. Să lua gardurile. Știți și gardurile acelea care au fost luate de pe șoseaua București, chiar acum, vind în zona aia. Da. Oamenii astea ne-au spus, de ce le-au luat, domne, de ce le pune iar? Aici nu le-a pus, e o afacere. Toată lumea strigă, lumea care, unii dintre ei spuneau, noi suntem PSD-și, dar nu mai suportăm chestia asta. De ce ne-a luat gardurile de aici? Că uite, copilul meu a sărit în stradă. Deci nu, sunt probleme reale. Avem și pentru școli, refacerea neapărat a școlii 1, pentru că acolo nu s-au umblat niciodată. Și la celelalte școli. Proiectul nostru este serios și asta e. Și am menajarea unei piste de biciclete, vreau să spun lucrul ăsta. Sau unui parc dendrologic. Vă rog, mai sunt și altele. Am văzut în programul lui Nicolae Florian, întâmplător, am văzut și în program acolo și găsirea unor soluții pentru marile proiecte șoate ale lui domnului Nicolae Barbu. Noi nu o să găsim soluții, noi avem soluții. Hai că să le uite. Noi avem soluții. Avea soluții. Am înțeles. În sfârșit. Bine, eu n-am avantajul colegului meu, el a venit ele deja scrise și nu făcea decât să le citească de acolo. Eu le știu. Haideți pentru că am lucrat la echipa care l-a făcut. Și dacă vreau câteva cuvinte și despre cei doi candidați la... Deci, am să spun imediat, eu mă cadrez în două minute. Aș vrea să spun, haideți să fim serioși, să vedem marea imagine. Proiectele sunt de fapt aceleași. 90-95% din proiecte sunt absolut aceleași. Iar procentul acela mic care diferă, oricum e ultimul pe lista priorităților. Eu nu vreau să vorbesc de proiecte și de promisiuni. Eu vreau să spun așa, noi nu propunem un candidat. Dar noi propunem un tandem. Nicolae Florian la primărie, Dumitru Beanu ca președinte de Consiliul Județean, fiecare are o listă de consilieri care are menirea să-i ajute în activitatea care urmează să o desfășoare în următorii 4 ani. Consilierii municipali, chiar a făcut o alegeri foarte bune domnul Florian, deci ei județeni nu mă pot pronunța că sunt unul din ei și ar însemna să mă laud singur. Vreau să vă spun un singur lucru. Proiectul mare este următorul, să aducem cât mai mulți bani în județ, că în momentul în care îi avem, promisiunea este transparență. Atâta timp cât spui oamenilor, uite, am avut 10 lei și un leu l-am folosit la cutare, un leu la cutare, un leu la cutare, în primul rând oamenii, cum să spun, sunt liniștiți, domnule, atâția bani am avut, știm sigur că nu s-au furat, mai mulți n-am avut de unde să facem rost. Domnul Beanu, după cum se știe, e un lucru de notorietate, în perioada în care a fost președinte 4 ani al Consiliului Județean, dânsul a excelat în atragerea fondurilor europene. Cred, dacă îmi amintesc, dânsul a fost președintele care a tras cei mai mulți bani în interiorul unui județ din toate cele aproape 50 de județe la nivel de țară. Noi vrem ca acest lucru să se repete. În momentul în care sunt bani aici, sunt sigur că noi avem suficient de mulți specialiști, avem onestitatea necesară ca banii să-i administrăm bine și vă fac o singură promisiune. O singură promisiune vă fac. Veți ști fiecare leu la ce s-a folosit. Pentru că asta e, de fapt, marea chestiune. Să nu se fure, că banii ar fi. Se pot administra. Și acum mai fac o provocare domnului Barbu. E un lucru simplu care poate să o facă mâine în 10 ore, să pună o asistentă, o secretară. Să ne dea un raport de activitate, dar clar, am avut următoarele proiecte de la 1 la numărul 10, proiectele au fost executate cu firma X pe banii Y. Atâta vreau să ne prezinte. Dacă dânsul are onestitatea să facă asta, aveți cuvântul meu de onoare, eu mă duc și îl votez pe domnul Barbu. Dacă dânsul face acest lucru... Dar nu puteți lucru, că n-aveți buletin de George. A, da, ce retare. Atunci o să votez PSD-ul. Dacă o să o facă și o să ies din secție și chiar dacă fac o ilegalitate, o să are și ștampila. Eu mă îndoiesc că o să o facă, dar dacă o face, eu vă promit. Domnul dintre toți Boierescu, doar domnul Ionel Dinu este candidat la primărie, da, ultimul lucru să-l aibă dânsul. Domnul Boierescu, așa cum spunea colegul nostru de platou mai devreme, domnul Barbu a tăiat mai multe panglici decât să facă proiecte. Dacă în urma votului voi ieși primar, dacă nu este o tragedie, eu știu să și pierd, dar am acea posibilitate de a fi consilier local și fac un apel la giurgiuveni să aibă încredere în mine că în continuare voi lupta pentru adevărul și pentru dreptatea lor. Nu voi lăsa niciodată balaurul să mute instituțiile din Giurgiu. Și mă voi solidariza cu ceilalți colegi din cadrul Consiliului Local să salvăm Giurgiu. Fiindcă eu voi lupta pentru salvarea Giurgiului. Giurgiu este într-o perioadă, în momentul de față, când toți vor să tragă de la nivel național de el. Și nu vreau ca Giurgiu să-și piardă identitatea. Vreau să rămână Giurgiu, vreau să rămână giurgiuveni și vreau să trăiască bine giurgiuveanu. Giurgiuvenii noștri. Noi trebuie să luptăm, să găsim soluții pentru salvare
și în continuare pentru un trai mai bun pentru giurgiuveni. Și giurgiuvenii să aibă încredere în mine, să pună ștampila pe PMP, Partidul Mișcarea Populară, pe mine, pe lista de consilieri și pe lista de consilieri județeni. Fiindcă le promit, așa cum mă știu ei, voi fi alături în continuare și mă voi bate cu toată energia mea pentru ei. Vă mulțumesc. Mă uit în ochii lor și le spun să ne voteze pe noi cei de la ALDE. Mihai, ultimul cuvânt totuși. Da. Votați dreapta, nu votați stânga. Că alegeți PMP-ul, că alegeți PNL-ul, că alegeți ALDE, votați un partid de dreapta. Nu faceți greșeala să votați un partid de stânga, pentru că vor urma 4 ani, alți 4 ani identici cu cei care doar ce au colegii noștri dau mâna cu PSD-iști, așa cum a spus domnul Tărăcianu. Mie mi-e greu să cred că un partid de dreapta poate să dea mâna cu un partid de stânga. Putem avea surprize. De... Fiindcă domnul Tărăcianu, pe interesul personal, s-ar putea să dea cu interesul ALDE, o să ajungă cu primarul la primărie. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația. De fapt, toate partidele au avut posibilitatea să-și trimită aici reprezentanți, numai dumneavoastră ați sosit. Vă mulțumim că ne-ați invitat. Vă urez succes. Urez sper succes că data viitoare să ne întâlnim și cu ceilalți. PSD-ul ar trebui să ne întâlnim și noi, domnul Velic. Domnului Ionel Dinu. Mulțumesc din sănătate. Mulțumim, o seară bună. O seară plăcută tuturor. Ne revedem vinerea viitoare.